Doamnelor, domnilor, stimați telespectatori, cum dumneavoastră sunteți consumatori de televiziune, ar trebui să știți și ce se întâmplă în partea cealaltă de tejghea, aceea unde vă servim sau deservim. Stați liniștiți, o facem pentru bani, nu pentru amorul artei sau ca să intrăm în istorie. Există o formă de supărare în lumea noastră, în showbiz, sau mă rog, în lumea entertainmentului, pe care mulți o înțeleg cu greu. Supărarea asta se transformă în frustrare atunci când vezi că alții îți iau glumele, textele sau lucruri pe care tu le-ai făcut pentru prima oară la televizor, respectiv la radio, sunt preluate, respectiv furate, fără ca nimeni vreodată să anunțe de unde le-a luat. Frustrarea asta de multe ori s-a transformat și în proces. Există vedete la televizor care au făcut bănuți, conduc mașini scumpuțe pe spatele altora, ce au fost chemate în judecată și au și pierdut. Nu e cazul să dezvoltăm acum. Cert este că din când în când în lumea asta, când se fură proprietatea intelectuală, se mai face și dreptate. Din motivul ăsta, l-am chemat alături de noi pe domnul Sorin Mierlea, președintele Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și promovarea strategiilor din România. Sâmbătă a fost o zi specială. Bună dimineața! Bună dimineața și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Sâmbătă, ca în fiecare an, se sărbătorește Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale. Terminologia asta de drepturi de proprietate intelectuală poate nu totdeauna este foarte bine înțeleasă, e destul de abracadabrantă. Dar cred că fiecare dintre noi și ar trebui să înțeleagă că în momentul în care descărcăm o melodie de pe internet sau încercăm să cumpărăm, să spunem, un tricou de brand celebru la 2-3 lei dintr-un târg, să spunem, sau dintr-un obor, practic facem acest, încălcăm acest principiu al dreptului de proprietate intelectuală. Și poate nu ni se pare de multe ori atât de grav. Ce am făcut până la urmă? Am descărcat o melodie sau ce am făcut? Am luat un film sau ce am făcut? Am cumpărat un tricou care știm că este contrafăcut. Azi fur un bou, un ou, mâine fur un bou. Dar din perspectiva nu numai a principiului, când ne gândim la un medicament contrafăcut, când ne gândim, de exemplu, la o plăcuță de frână contrafăcută la mașină, nu punem în pericol doar viața noastră, putem pune în pericol viața tuturor celor din jur. Siguranța, până la urma noastră, când cumpărăm un tricou contrafăcut și dacă pe el scrie că are 100% bumbac și sigur nu va avea 100% bumbac ca să iasă ieftin și într-un preț de cost bun, va putea să ne creeze anumite probleme de piele, dermatite. Nu totdeauna produsul contrafăcut înseamnă doar încălcarea drepturilor de autor. Fiindcă, până la urmă, pe mine, ca și consumator, poate mai puțin mă interesează că cineva a pierdut niște bani. Dar mă interesează de sănătatea mea, mă interesează de siguranța mea și nu în ultimul rând să nu uităm că $1.000.000 investiți în produse contrafăcute și mai ales în DVD-uri sau CD-uri piratate, profitul este mai mare decât $1.000.000 investiți în droguri. Iar toți acești bani, în general, merg către această zonă neagră, către această zonă a mafiei, a traficului de droguri, a traficului de arme și mai ales a traficului de ființe umane. Așa că de fiecare dată când cumpărăm sau descărcăm o melodie sau cumpărăm un produs contrafăcut, finanțăm direct, iar pe cealaltă parte punem în pericol viața noastră, a celor din jurul nostru. Și până la urmă, cred că atât actorii, interpreții, creatorii de modă, titularii de drepturi de proprietate intelectuală, că discutăm de un tricou sau discutăm de un produs, să spunem, farmaceutic, că discutăm de un produs electronic sau electrocasnic, ar trebui să fie mai uniți. Ar trebui să conștientizeze că investim și în segmentul de educare și informare și mai ales schimbarea de mentalitate. Și cel mai ieftin și benefic este schimbarea de mentalitate la nivel de școală, la nivel de educație în zona aceasta a viitorilor consumatori. Că discutăm de grădiniță, chiar vom lansa un proiect, se numește Super Pitch. Am lansat proiectul Super Consumator, acum vom lansa și proiectul Super Pitch, exact pe acest concept de a veni pe zona de educare și informare de la cea mai mică vârstă, fiindcă până la urmă, de cele mai multe ori când discutăm de parchet, sau discutăm de un judecător, sau discutăm de un polițist, poate nici el la rândul lui, fiindcă este tot român, nu are valoarea și evaluarea reală a impactului social asupra unui produs contrafăcut. Și pe o evaluare care am făcut-o pe anul acesta, pe segmentul produselor contrafăcute, din perspectiva inițierii unor dosare penale, atât pentru drepturi de autor, cât și pentru contrafacerea mărcilor, nu sunt decât undeva cam la maxim 10.000 de dosare în instanță, iar ca și prejudiciu undeva pe la aproape 800 de milioane de lei. Ceea ce nu înseamnă o valoare reală, fiindcă de fiecare dată când ieșim afară, vedem un CD contrafăcut, ne ceacă cineva în geam pe la o intersecție să ne vândă niște firme.
piratate, downloadate ilegal și vândute ilegal. Vedem filme care de-abia au apărut, imediat le și putem vedea ceea ce înseamnă practic o piraterie. Și nu în ultimul rând, vedem de la ceasuri celebre până la genți celebre, de parfum, la pantofi celebre până la parfumuri. Parfumul mă ucide. Parfumuri. Dar gândiți-vă că parfumul contrafăcut îl dăm pe piele. Da. Produsele acelea practic intră în pielea noastră, iar problema de a avea cancer, problema de a face dermatite acute, de a face anumite boli, este extrem de mare. Din această perspectivă, să nu ne bucurăm la un lucru ieftin, care pe timp, pe termen mediu și lung, ne poate cauza probleme majore. Am văzut că în emisiunile care le aveți n-a mai apărut plăcuța, am readus două plăcuțe ca să... Băi, ce ia la plăcuța, mă? Un consumator european, am avut nevoie de ea. Iar fiecare dintre noi, în momentul în care decide până la urmă să cumpere un produs și se pare că acel produs nu este în regulă, că acel produs are niște semne de întrebare. Și dau un exemplu. Chiar dacă cumpărăm un produs contrafăcut, să zicem un laptop, cumpărăm un telefon mobil, da, pe lângă faptul că ne-am bucurat că l-am luat ieftin, am finanțat zona aceasta, să spunem, a mafiei, a tot ceea ce înseamnă partea de ilegalitate, dar facem încă un lucru extrem de important. N-avem garanție? Da. Produsul respectiv nu funcționează în conformitate cu ceea ce ne-am dorit și s-ar putea să ne coste mai mult la sfârșit. Și, până la urmă, într-o zi, poate să ne ciocăne cineva la ușă și să spună mascații. Fiindcă nu întotdeauna putem să spunem și să dormim liniștiți în momentul în care comitem o infracțiune. Când furăm 5 lei din buzunarul cu Ivan trolebuz, este o infracțiune gravă și dată pe postul de televiziune. Da. Dar când furăm dreptul de proprietate intelectuală, nu conștientizăm că este același lucru. Și până la urmă, furtul, că este un furt de proprietate intelectuală, că este un furt din buzunar, este același lucru ca și încadrare, este tot furt. Sau, să nu uităm, în calitate de studenți sau în calitate de elevi, când plagiem pentru lucrări, când ne facem lucrarea de master, când ne facem lucrarea pentru teză, când avem sau scriem anumite cărți, plagiatul acela care de multe ori poate îl tratăm fiindcă e un plagiat, că nu e furt. Ba da, este tot furt. Și când discutăm de acest lucru, furtul este ceva, ceea ce ar trebui stârpit. Nu știu cum e acum la liceu, dar mi-aduc aminte că profii noștri foloseau foarte mult cuvântul furt în relație cu toate formele de copiat, toate formele de a-ți face altcineva tema. Și nouă, când eram mici, ni se părea un cuvânt foarte dur. Ai, domnule, pe cine am omorât? Dar în timp, uite că am crescut și că mi-am dat seama că furam ceva. Așa este. Ceva. Și de multe ori și polițistul sau judecătorul sau procurorul sau până la urmă noi, fiecare dintre noi, spunem până la urmă ce am făcut. Am cumpărat un costum sau am cumpărat un tricou pe care scrie un brand. Chiar știu și eu că nu e, că la prețul ăla nu putea să fie. E, acel furt, pe lângă faptul că titularul, cel care a inventat, cel care a gândit și a făcut produsul respectiv, este văduvit de niște bani, da, dar nu, poate nu mă deranjează foarte. E milionar, dă-l naibic. Exact. Dar din pe cealaltă perspectivă, sigur produsul respectiv nu e făcut din ceea ce scrie pe etichetă, sigur produsul respectiv nu are ingredientele respective și atunci ne punem în pericol sănătatea, ne punem în pericol chiar viața. Și sigur nu avem garanție. Mai, și să sunăm la 021-9615. 9615. Mai debusolat ușor cu cifra asta. Deci $1,000,000 investiți în piraterie. Este mai benefic pentru lumea mai din eficient. Tot ce, și mai eficient și mai benefic și mai profitabil decât $1,000,000 investiți în trafic de ființe umane sau $1,000,000 investiți în droguri. Mă ia cu fiori. Mai multe detalii găsiți pe internet, căutați-l pe Sorin, căutați asociația, ei sunt puși în slujba cetățeanului. Luăm scurtă pauză, după pauză ne băgăm nasul la Vlăduț în bucătărie.